Lăsați în comentariu un video la care vreți să mai reacționez și o să fac asta de câte ori vrea sufletul vostru pentru că îmi place enorm. Hai că ajungem repede la 1.400.000. Repede, spuneți-vă! O să închid geamul pentru că plouă. Chit că îmi place să ascult pe aia, nu cred că dă foarte bine la montaj. Ok, hei, sunt Bie și astăzi o să reacționăm la un video pe care l-am primit acum 5 minute și m-am gândit super random să facem reacție. M-a luat valul. Dacă n-ați văzut, am făcut reacție la clipul Andrei și al lui Răzvan Gogan. Dislike! Să reacționăm. Pentru cine nu știe, anul trecut a fost Next Big Vlogger, un fel de Vocea României, doar că varianta vlogger. Dacă aș fi fost acolo, aș fi fost cel mai bun mentor, cu siguranță, dar sigur sunt vlogger fain care pot să ajute concurenții și știu ce au de făcut și nu fac treabă de mântuială pentru că vloggeri. 100% e prima dată când văd video ăsta, nici măcar nu l-am pornit, nici 3 secunde. Lego. Chiar trebuie să mă prezint? Nu fac prea des. E o piesă? Wow, e o piesă. Chiar și haterii îmi spun: domnul, succes! Vreau respect, nu vreau să mă fac plăcut. Poți să-mi spui începătorul, fiindcă eu am început. Poți să-mi spui începătorul, fiindcă eu am început? Hașule, hașule! Rogață, Caterin, că mă cunoști prea bine. Doamna Bacinski, Next Big Vlogger, te fac și pe tine. Dă cu pace pentru toți ceilalți tubărași. Aici la gole pe clase și eu sunt la clasa H. No, deci versurile de la Mikey au fost fire. Nu am efectiv nimic de zis. Videoclip nota 10. Nu am nimic. Wow, nu-mi place, nu vreau să dau cele mai bune reacții. Văd pe cineva cu spatele în momentul ăsta și-s foarte greu să cine. O să presupun. Nu, chiar nu-mi dau seama după spatele ăsta cine poate să fie. Bacinski? Lasă-l mă, așa la pensie. Era spatele 3 noaptea târziu, logic. Logic. Fix la ei urmează să mă duc acum pentru că urmează să filmăm bad jokes. Cei mai tari în content și n-o spun doar eu. Noi dăm 100% să scoatem lucruri mișto. De-aia ne vezi pe panouri chiar. Acum am procesat, așa e la pensie. Vai, cred că cel mai frustrant lucru pe care îl pot spune unui youtuber vechi e că e vechi. Bine. În piața romană, multe zero în cont pe satiră socială. Într-o mulțime de youtuber noi facem furori. Dintre toți avem cele mai multe vizualizări. Scoatem chestia așa bune și acum fii atent. Cum să mergi la ei în echipă când ei se promovează pe genul nostru de content? Mamă, ce ceartă e între oamenii ăștia! E incredibil, vreau să fiu acolo. Vreau să mă cert. Ăștia, sărași până la os. Voi vorbiți în rime, eu vorbesc în Forbes boss. Duc în trending, vlogger după vlogger. Îi crezi bine și sigur până când aș... No, am spus eu deja pe aia cu Forbes în antidistrict, da? O tonă de realizări, pot să-ți fac o listă. Gen că am fost la Forbes, copertă de revistă. Ne lăudăm o dată. Da, Matei. Jumbile rube. Fac show-uri și sketch-uri, nu clickbait și challenge-uri. Scenariu? Rup. Regii de Oscar? Rup. Eu sunt Big Vlogger, tu poți să fii next. Să spun sincer, nu zic așa doar din text. Clickbait și challenge-uri într-un singur vers. M-a zgâriat un pic, dar flow-ul tău blan. Dar m-a zgâriat un pic măsura, iar. Dar ce știi tu despre cum e să fii sus, bro? Trebuie să mai crești până la nivelul meu, ți-o zic eu. Scuze, mi s-a părut super funny cum trece toată lumea de la hype-ul ăla. Ta-n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 a. Dar ce știi tu, bro? Old talk, astea-mi trec și minorii. Bro, mama-ți mai păstrează urmăritorii. Tu, Hani, ascultă-mă pe... Da, bro, mama e super tare, da? Chiar e super tare. Pune botul la simple promisiuni, reține. Influencer mi-e al doilea nume. Walk of fame cu mine sau walk of shame cu oricine? Zi! Zici că te ceartă, da? Walk of fame cu mine sau cu mine? Oricum, plană flow și la Laura. Și gândiți-vă că ăștia sunt vlogger. Noi nu trebuie să cântăm, dar totuși o facem într-un stil super tare. Îmi place de mor că se întâmplă chestia asta. Că ne adaptăm și că putem să facem show din orice și oricând. Da, videoclipul nota 10. Ok, eu nu-s rusul. Probabil facem roast. Nu, efectiv, Mikey, știm deja că ai fost primul dintre toți, dar acum, serios, mă, se vede că nu mai poți. Noaptea târziu, mă, băieți, cât să-mi rest? Trebuie să mai lucrați să ajungeți fix la 3 sud-est. Asta a fost basic cu 3 sud-est. Toată lumea le zice asta. Bro, mi-ești simpatic, dar la un search în cariera ta... Eroare 404. Zău așa. Poți să-i spui asta lui bro, că gen nu merge. Măcar hai să spunem ceva real. Spunem ceva de sală. Pe mine mă amuză foarte mult că e tot timpul la sală. Asta e o carieră, adică chiar are o carieră. Tine, Laura, te-aș scoate undeva frumos. Poate mai cunoști și tu pe cineva cu adevărat faimos. M-au făcut mentor, că au realizat în concursul ăsta ai nevoie de un mentor adevărat.
Da, da. Eu nu îți fiare scăpa din lesă. Te fac cu oțet ca la ani mănâncă, dar nu vrei să faci contemplană. Eu nu stai jos, ai patru. Hai du-te, culcă-te, băiatul. Vlogul de mați being true rulează. Din mane mari, next big vlogger formează. Și pentru că-s gangsta, citești și viitor. Ia de aici o doză cu mari competitori, bre! Oficial, Ana este preferata mea. Tot timpul a fost preferata mea. Este accentul de moldoveancă pe care îl iubesc. Auzi, Ana, așa că de la Moldova. Ilie? Ce? Nu, nu mă așteptam. Ce? Wow. Nu mai înțeleg dacă youtuberii ăștia își dau hate pe bune sau joacă foarte bine, pentru că deja văd priviri între ei. Super hardcore. Moldovan la moldovancă. Îmi pare rău să stric iluzia deodată. Eu doar nu vreau, vreau confuzie, măi fate. Sunt singurul care deține tot succesul. De-am ce fac eu urmăresc numai progresul. Secretul nu e clickbait, nici cactus, nici challenge. Iese doar... Nu, da, Ilie, nu cred că eu urmăresc progresul tău. Acum am văzut... Ilie are ornamente cu cactus. Nu cred că i-au pus cactus în spate, nu pot să cred. Ai o cameră direct. Go vlogger, go. Ai ready? Faci content pe efect. Ai o cameră direct. Aici vloggerii sunt plec. Next big vlogger is back. Faci content pe efect. Efectiv mi s-a făcut pielea de găină nouă, deci wow. Ca vlogger să ascult versurile astea, de așa te răscolește. E super tare. Ai o cameră tăire. Go vlogger, go home, cuz next big vlogger is back. E... saltea sentimente acolo. Nu știu, deci competiția asta e super tare. Deci le văd privirile, nu știu că joacă foarte bine. Sau chiar sunt așa porniți unii pe ceilalți. Dar îmi place de moro să văd ce se întâmplă. Wow, nu mai așteptam să fie o piesă. Spre uimirea mea, măcar ei nu au dus-o neapărat în beat-ul de trap. Au putut să se flexeze fain și să spună punctul de vedere pe un beat normal, melodic. Părerea mea de sfârșit este că bine că nu m-au luat pe mine ca mentor, pentru că deja nu mai avea sens, adică câștigam logic. Vreau să zic un glumesc, dar nu glumesc. Deci pentru asta norocul lor și baftă mentorilor, baftă concurenților. Lăsați în comentarii un video la care vreți să mai reacționez. Și o să fac asta de câte ori vrea sufletul vostru, pentru că îmi place enorm. Și asta a fost episodul de azi, guys. Ne vedem în fiecare zi săptămâna asta, cel mai probabil. Abonați-vă tare ca să ajungem și noi la 1.400.000, pentru că mai avem puțin. Dați-mi follow pe Insta dacă n-ați făcut-o deja, pentru că postez foarte multe story-uri pe zi, funny și interesante, deci credeți-mă, vreți să mă urmăriți pe Insta story. Și după cum v-am spus, ne vedem cu următorul episod mâine. Ok, bye! Furată și așa ține coțofană, industria curată. Hai moment, doar nu credeai că am uitat de vreo. El e omul cu cele mai tari sketch-uri din rock. O tonă de realizări, pot să-ți fac o listă. Gen că a fost la Forbes, copertă de revistă. Înțelegi duma și asta mă disperă. De ce mai există atâta hate în vlogosferă? Dacă vii cu ură, ți-am dat două capace. Dar evident că nu putem, că noi suntem pe pace.